Vă spunem un călduros bun venit tuturor celor ce ați ales să petreceți această seară cu noi, la Colegiul Educar Bordan. Ce alt moment am putut găsi mai potrivit decât acesta, în apropierea sărbătorii nașterii Domnului, în care să ne liniștim sufletele și să ne lăsăm cântați de mesajul cântat, rostit și interpretat artistic. Sărbătoarea nașterii Domnului, o sărbătoare creștină, este una mult îndrăgită, deoarece creează un cadru atât de potrivit pentru explozie de lumină, culoare, colinde și cuvânt rostit. Toate acestea ne îmbie să dorim să fi fost acolo, în Betleem, să conștientizăm semnificația nașterii Mântuitorului. Avem rugămintea să dați telefoanele pe silent, astfel încât să ne putem îndrepta toată atenția către scenă. Pentru început, orchestra și corul școlii ne vor încânta auzul, pregătindu-ne pentru a urmări sceneta Poveste de Crăciun de Charles Dickens în regia domnului Radu Mihoc. Apoi, vom asculta un scurt mesaj din partea domnului profesor dr. Sergiu Pina, după care vom încheia intonând împreună o frumoasă colindă. Vă dorim un timp cu adevărat plin de pace și bucurie. Thank you.
Thank you.
Ia auzi! Urăsc Crăciunul! Crăciunul și urăsc și oamenii care iubesc Crăciunul. O adunătură de nervozi. Pierdere de vreme și de bani. Dacă ar fi după mine, aș desfința Crăciunul. Uite câtă treabă am eu. Bun! Domnule! Hai mai repede! Imediat, domnule! Păi, domnule! Imediat! Nu ești în stare de nimic! Îmi pare rău, domnule! Adun listele cu datornici! Hai, caută-le pe acolo pe jos! Ăsta sunt, domnule! Uitați, aici! Ăsta, vai, ce scuze, domnule, imediat! Astea-s toate? Da, ălea sunt toate. Așa, ia să vedem. Domnule, de ce nu punem și noi toate aceste informații pe un calculator ceva? Calculator, auzi la el! Tu știi că nu dau banii pe prostii, calculatoare, tablete. Da. Cel mai sigur e pe hârtie. Uite aici. Da, domnule, așa e. De la ăsta, 3.000. De la ăsta, 2.000. Domnule, putem să dăm puțin drum la căldură? E atât de frig aici. Căldură? Auzi la ei! Tu știi că s-au scumpit gazul și cu curentul, măi? Ți-e frig? Ia și mișcă de ca să te căzești! Domnule, e atât de frig. Nu pot să strâng foile astea. Auzi? Ia-ți și tu o lumânare ca mine și încălzește de la lumânare. Aș lua, domnule, o lumânare, dar nici măcar atât n-am. N-ai nici lumânare? Mâine, nu astăzi, în timpul tău liber, te duci la cimitir și iei de-acolo lumânare. Atenție! Tu dai banii pe ea, da. O iei de pe mormânt ceva și te încălzi la lumânare. Hai! Da, domnule, cum spuneți? Exact așa. Dar, domnule, nu știu dacă știți, dar azi e ajunul. Da! Și ajun. Mi-ar plăcea să petrec un pic mai mult cu familia mea, dacă se poate, și aș vrea să plec o jumătate de oră mai repede. Auzi la el! Crăciun! Ajun! Băi, nu mă săturați de prostii! El este treabă de făcut și lui e arde de petrecut! De pierdut timp cu familia! Auzi? Se vede că n-ai treabă! Hai! Fă treabă și fă niște bani în plus! Te iei după toți nervozi ăștia și în loc să faci bani, stai degeaba cu familie. Hai, la treabă! Da, domnule, cum spuneți? No! Gălăgie infernală, îngrozitoare! Ia uite! Copilor praziști! Aici ați prins securitate! Plecați de aici, dragi amul meu! Nu vedeți că am treabă? Hai! Fără de aici! Copii opraziși care colindă! Pot? Tu ia astea și tu le spate. Și astea ce fac, domnule? Lasă-le că le strâng eu, că văd că nu știu dacă de nimic. Hai! În spate cu el! Ia-ți! Colind!
stai.
Și astfel ai crescut cu nepăsare și răutate față de familia ta, prieteni și cunoscuți. Pe rând i-ai îndepărtat din viața ta, clădind un zid de viață în jurul inimii tale. Dar tata mi-a vrut binele! El n-a vrut decât să mi-asigur o slujbă bănoasă! Oare a greșit? Eu nu sunt în măsură să judec. Am venit doar să-ți reamintesc trecutul. Oare am fost fericit cu adevărat vreodată? Când? Mi-amintesc când era mama și ne adunam cu frații împreună și cântam colinde. Gongul a bătut a doua oară.
care tocmai a început. Nu mă interesează! Pleacă-te! O să poate... Ce familie săracă! N-au nici după ce bea apă! Și asta din cauza zdrucirii tale! Nu ai vrut să-i mărești neapă, o să-i dai o primă de Crăciun! Acum privește rezultatul! Dar n-am știut că băiatul lor e atât de bolnav! Cum să știi dacă nu te-ai interesat? Sunt convinsă că nu cunoști și numele angajaților tăi. Aștepți doar să lucreze ca sclavi, uitând că și ei sunt oameni. Au și ei nevoie. Dar ce se va întâmpla cu micul timp? Eu am venit ca să-ți arăt doar prezentul. Mai departe, judecă singur. Ce familie unită, în ciuda necazurilor și a greutăților, păreau chiar recunoscători și fericiți pentru puținul pe care l-aveau. Oare chiar așa trăiesc oamenii obișnuiți? De ce nu i-am putut vedea până acum?
Oare... unde mi-a fost gândul? Viața nu mai are rost! Dacă îmi luat medicamentele,
să fie. Acum e într-un loc mult mai bun decât noi. Odihnește-te în pace, fiule. Ne vom revedea acolo sus. Hai să mergem. Și celorlalți angajați și a vizitat rudele și cunoștințele. Până la sfârșitul vieții sale, care a fost foarte lungă, el a ajutat
o mulțime de prieteni. A devenit cel mai bun șef, cel mai iubit om, recunoaș, cel mai bun prieten. Și pentru copii, ce ceva special? Mai este? Da, surpriză! Pentru că am vrea să cântăm împreună un colind foarte frumos pe care cu siguranță îl cunoașteți. O, ce veste minunată! Astăzi s-a născut
început, cum au spus prorocii, că la Betleem Maria să vârșim călătoria într-un mic sălaj lângă acel oraș, naște pe Mesia. Lângă acel oraș naște pe Mesia. Ce poveste! Cred că fiecare dintre noi ne-am regăsit în această poveste într-o formă sau alta. Scrooge, purtat în vremuri trecute, prezente și un viitor posibil, se regăsește într-un stil de viață, de om avar, zgârcit, condus doar de dragostea de bani. Un stil de viață care a construit în el un univers în care compasiunea și mila nu își găseau locul. Dar la un moment dat a venit marea decizie, decizia fundamentală în viața lui și a spus, da, chiar în momentul acesta mă voi schimba. Dar poate omul să se schimbe singur? Nu. Oricât de mult ar încerca, indiferent la ce mijloace ar apela, omul are nevoie de cineva din afara lui, din exteriorul lui, are nevoie de însuși Dumnezeu ca să se producă această mare transformare în viața lui. Iar noi sărbătorim nașterea Domnului Iisus Hristos. Această sărbătoare este soluția Tatălui la neputința noastră, este soluția cerului la strădaniile noastre. Este strigătul în șoaptă a Tatălui. Este mâna nevăzută a Tatălui întinsă către om și spune, eu vreau și pot să te schimb. Nașterea Domnului, corona
de minuni a Tatălui. Maria cu Iosif au călătorit din Galileea neamurilor spre Betleem pentru acel mare recensământ. Dar vremea s-a apropiat. Momentul mult așteptat de cei doi s-a apropiat. Și într-o iesle, într-un spațiu sărăcăcios, marea minune s-a petrecut. Pruncul s-a născut. Familia a fost plină de fericire. Dar acel moment unic nu a fost unul izolat pentru această familie, ci tot cerul era prezent acolo. Tatăl, Sfântul Duh, îngerii erau prezenți și se bucurau. Erau minunați de ceea ce se întâmpla acolo. Maria ținea în brațe un prunc. Dar nu era un simplu prunc, căci un copil ni s-a născut. Un fiu ni s-a dat. Domnia va fi pe umerii lui. Îl vom numi minunat, sfetnic, Părintele veșnicilor, Dumnezeu cel tare, Domn al păcii. Maria îl ținea în brațe pe Dumnezeu. Creația ținea în brațe pe însuși Creatorul său. Ce imagine, ce tablou. Un tablou care va străluci pentru toată veșnicia. Dar cerul întreg s-a umplut de veselie, de bucurie. Era sărbătoarea Tatălui și toată lumea era invitată să petreacă alături de Tatăl Ceresc. Îngerii cântau, slavă, slavă ție, Doamne, în locurile prea înalte și pace pe pământ între oamenii plăcuți Lui. Cerul în sărbătoare, da, Tatăl s-a trudit cu abnegație, cu acribie timp de 4.000 de ani să se împlinească acest moment. Dumnezeu să pășească printre noi. Lumina să pătrundă în întuneric. Fiul să se întrupeze. Era începutul declarației de dragoste a lui Dumnezeu pentru fiecare muritor în parte. Cerul în sărbătoare. Cerul fericit. Dar pământul? Unde ești, omule? Unde ești? Dumnezeu nu a vrut ca acest moment să fie unul izolat, ascuns de fața omului, ci a trimis semnale. A trimis semnale. Ca Irod, Israelul să știe că în cetatea lui David s-a născut împăratul mult așteptat. Cum au reacționat? Cum a reacționat lumea? S-a tulburat. S-a tulburat. Dar Dumnezeu voia să împărtășească această bucurie cu omul. Și-a căutat și a găsit aproape de Ierusalim un grup de păstori. Îngerul s-a arătat și le-a spus: nu vă temeți, că vă aduc o veste bună care va fi o mare bucurie pentru tot norodul. Astăzi, în cetatea lui David, vi s-a născut un mântuitor care este Hristos Domnul. Păstorii au intrat în rezonanță cu ecoul cerului. Au primit vestea cea bună, au îmbrățișat-o și au alergat, lăsând totul la iesle. Au îngenunchiat și au recunoscut că acolo este Domnul și Mântuitorul sufletului lor. Dar oare nu tot pământul ar fi trebuit să reacționeze la fel? Oare nu toți ar fi trebuit să alerge la iesle
să-L recunoască ca Domn și Mântuitor? Nu. Pământul s-a tulburat. Pământul s-a tulburat pentru că nu voia soluția lui Dumnezeu. Pământul s-a tulburat pentru că nu voia să se smerească și să accepte ca Domn și Mântuitor pe Cel născut în iesle. Scrooge a strigat: da, mă voi schimba, dar nu există schimbare dacă nu alergi cu ochii credinței la iesle, îngenunchezi acolo, la iesle, alături de cerul întreg în sărbătoare și spui: astăzi, în cetatea lui David, mi s-a născut un Mântuitor. Crăciunul este sărbătoarea vieții, sărbătoarea luminii. Poate fi sărbătoarea unui nou început în viața fiecăruia dintre noi, cu o singură condiție: să alergăm la iesle și să spunem: mi s-a născut un Mântuitor. Sărbători fericite! Părinți, dragi invitați, iubiți copii, a fost o onoare pentru noi să fim gazdele dumneavoastră
în aceste două seri. Nu rămâne decât să vă spunem că vă iubim foarte mult, că apreciem încrederea pe care ne-ați acordat-o în fiecare an și că vă dorim sărbători binecuvântate alături de cei dragi în familie, ne uitând de adevărata semnificația Crăciunului, pe care ați auzit-o și ați descoperit-o poate în seara aceasta. Vă mulțumim, sărbători fericite tuturor!